2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, reprezintă un prilej de mediatizare a problematicii autismului, dar și de manifestare a solidarității față de cauza persoanelor afectate de această tulburare. Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, caracterizată prin dificultăți în comunicare și limbaj, social și comportamental. În această zi, ONG-urile trag un semnal de alarmă cu privire la discriminarea cu care se confruntă zi de zi persoanele cu autism din România și familiile lor, chemând totodată la solidaritate. Persoanele cu autism se confruntă cu discriminarea în fiecare zi. Li se respinge accesul la educație, oportunități egale de angajare și posibilitatea de a trăi în comunitate, alături de toți ceilalți. Și uneori sunt internați în centre speciale. Cu timpul acestea se adună, lăsându-i pe cei cu autism tot mai excluși din societate. Potrivit Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, persoanele cu autism au drepturi egale să se bucure de viață la fel ca toți ceilalți. Asta înseamnă dreptul la educație, angajare și sprijin. La nivelul județului Giurgiu, numărul copiilor diagnosticați cu autism sau cu tulburări de spectru autist este destul de mare, 106, având în vedere că numărul tuturor copiilor cu handicap este de aproximativ 780. Mii de clădiri emblematice din întreaga lume, între care și unele din România, vor fi iluminate în albastru pentru a marca această zi.